Semnat că doriți să mergeți pe drumul vieții împreună și v-ați asumat prin semnătura dumneavoastră și prin acordul dumneavoastră o căsnicie, iată acum de 50 de ani, pentru, cu bune și cu rele, cu sănătate sau poate unii dintre dumneavoastră cu mai puține. Îl așteptam și pe domnul primar, am vrut personal să-i fac o surpriză. Eu sunt fiul al orașului, bunicii am venit și am venit în calitate de nepot al dumneavoastră, de copil și de un om care dorește și a dorit o schimbare pentru municipiul Megidia. De aia nici buletinul nu mi l-a schimbat pe actuala reședință unde stau la Valul Dean, acolo sunt preot, am fost la izvorul. Și la izvorul am fost din primul an când domnul primar a luat mandatul la Peștera. Am stat exact 4 ani de zile, practic primul mandat al domnului primar acolo, când a fost cel mai greu și când s-au făcut transformările cele mai mari. Acum și spune, poate care a fost la Peștera în comună, ce schimbări s-au făcut. Dar asta îmi doresc personal ca om, dar fiu al orașului și ca și copil al acestui oraș, unde băteam mingi aici la grădiniță, când eram copil, chiar aici în această sală mi-am făcut și eu cununia civilă cu soția, cu un fix 8 ani de zile. Și asta îmi doresc ca să vedem acest oraș să crească, să înflorească și vreau să vă bucurați, ținându-vă copiii aproape și nepoții să nu mai plece în alte țări, să caute locuri de muncă, viață mai bună, ci să fie, să stea aici în acest oraș și în această țară pentru care dumneavoastră și părinții dumneavoastră, indiferent de etnie sau de religie, ați luptat ca să rămână sub ocărmuirea Bisericii Ortodoxe Române și conducerii țării românești, pentru care și-au dat viața atâția domnitori și atâția oameni, indiferent de apartenența politică, indiferent de etnie, indiferent de vârstă, și care sunt îngropați aici la noi în cimitir. Câteva minute facem o slujbă de binecuvântare, indiferent de religia pe care o aveți în suflet și ați practicat-o toată viața, rugăciunea cu siguranță merge ca fumul și ca ofranda de la candelă merge în sus și rugăciunea noastră merge către Dumnezeu, indiferent de religia pe care o reprezentăm. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor.